Continuăm spectacolul nostru cu secțiunea de set. Invit în scenă pentru Mitrache Sandra să o primim cu aplauze. Numele meu este Mitrache Sandra Isabela și vin de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare. Desenul meu realizat pentru acest concurs reprezintă un simbol al... Dragii mei, am avut o discuție în... Vorbeam cu colega voastră mai devreme. Este o prezentare foarte interesantă a colegii voastre. Ea trebuie să aleagă între două formule de prezentare, una filozofică și una academică. Colega voastră e un pic în dilemă. Ce vedeți acolo? Este ceva care o să spun acum, o comparație între două existențe diferite, alb și negru, bine și rău, pe care colega voastră o să vă dezvolte. Zi, draga mea. Motivele din fundal sunt simbolizate prin micile detalii, precum firele dintr-o țesătură, formând un întreg mai precis lumea. Vreau să vă atrag atenția că eu nu fac parte din această prezentare a pozei Yin și Yang. Eu încerc doar să fiu un echilibru între... Felicitări pentru colega noastră și aplauze! Să o primim cu aplauze pe următoarea concurentă, Margarita cu Alexa.
Cu Alexa Ionica și fac parte din colectivul clasei a 5-a, am 12 ani și talentul meu este desenul. Yeah. În primul tablou am încercat să recreez capodopera lui Jean Verben intitulată Fata cu cerceri de perlă, iar în al doilea tablou am încercat să-mi exprim dragostea pentru flori și plante în general. În continuare, o invit în scenă pe Martare Elena. Aplauze, vă rog! Bună seara! Mulțumesc, Martare Elena Larisa. Sunt din clasa 9D și desenul meu reprezintă o paralelă din viața de la oraș și viața de la sat. Prin culorile mele și înălțimea blocurilor, orașul este un loc unde este un loc unde îți deplinești visurile. În comparație este cea de la sat, unde și armonia între om și natură. Mulțumesc! Wow. Secțiunea de sens se încheie cu următorul concurent, Cliciu Flaviu. Să-l aplaudăm! Bună ziua! Mă numesc Cliciu Flaviu Georgian. Fac parte din colectivul clasei 8-a și am 14 ani. Creația cu care am venit astăzi, îmi place să o numesc masca personalității, iar ea a prins contur în perioada pandemiei. Îmi place să mă refer la ea ca virusul care ne dă teroare în ziua de azi. Masca pe care o vedeți este una atipică, nu am vrut să fie pusă pe buzele femeii, iar ea este crăpată pentru că persoanele care au atâta ură și îi vorbesc urât despre acest virus, i-au crăpat masca și așa a ajuns să fie tristă. Modelele de pe lângă chipul femeii reprezintă vorbirea